Omul, frate, casă, casă, omul, frate, casă, casă, ca pe fiul tău să nască, ca pe fiul tău să nască, om la sus și om la jos, om la sus și nască pe Hristos, ca să nască pe Hristos. Om la jos și om la sus, om la jos și om la sus, ca să nască pe Iisus, ca să nască pe Iisus. Mai târziu că se apoi, mai târziu că se apoi, un staul frumos de oi, un staul frumos de oi. De acolo pe pân jos, și acolo pe pân jos, și domnilor, stimați participanți, dragi invitați, vă urăm bun venit la cea de-a 14-a ediție a evenimentului Crăciun în Maramureș. După cum bine știți, acest eveniment are ca scop promovarea datinilor și obiceiurilor maramureșene specifice sărbătorilor de iarnă. Cea de-a 14-a ediție a evenimentului Crăciun în Maramureș redă povestea Crăciunului trăit în țara tradițiilor vii. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Național Transilvania, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș și Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș. Pentru începerea evenimentului și înainte de a-i invita pe ce organizator să ia cuvântul, doresc să îl invit la microfon pe părintele Andrei Pop de la Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului ca să dea cuvântul de binecuvântare. Stimate domnule președinte, stimați invitați, dragi copii, înainte de a rosti două cuvinte, vă rugăm cu toții să rostim o sfântă rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Asta este părăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Stimate domnule președinte, stimate oficialități, dragi copii și invitați, doresc să vă felicit pentru că și în acest an ați organizat atât de frumos această sărbătoare minunată a Maramureșului, Crăciun în Maramureș. Chiar dacă vremea nu este prielnică pentru un astfel de eveniment, am venit cu toții să ne bucurăm, să-i colindăm și să-i cântăm Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea colindului, este sărbătoarea
nașterii pruncului Iisus în Ieslea din Betleem și acest eveniment ne aduce mare bucurie în fiecare an. Așa cum a spus foarte frumos maestru Ștefan Prușca seară în Baia Mare, Crăciunul nu este despre o anumită băutură sau despre mai multe băuturi sau despre mâncare, ci este despre colind. Iar colindul nostru, creștin, sfânt și bun, conține mesajul transmis de Mântuitorul Hristos, un mesaj al bucuriei, al bucuriei nașterii. Ne bucurăm și în aceste zile că suntem împreună. Putem să colindăm, să ne întâlnim, să ne vedem, să ne bucurăm unii pe ceilalți. Vă felicit, stimate domnule președinte, pentru această inițiativă și că păstrați această tradiție și transmit pe această cale binecuvântarea preasfințitului nostru, Iustin, pentru dumneavoastră organizatori, pentru copii și familiile lor, pentru toți cei care participă la această sărbătoare, dorindu-vă an nou cu sănătate, bucurii și sărbători binecuvântate. Vă mulțumesc și vă felicităm! Da. Vă mulțumim frumos! De asemenea, doresc să le mulțumesc celor care ne sprijină an de an în organizarea acestui eveniment și anume primăriilor gazdă din această zi. Din Țara Lăpușului îi mulțumim frumos domnului primar Leșe Mitru, Târgu Lăpuș, Lucia Chermezan, Cupșeni, Nicolae Burzo, Groșii Țibleșului, Pop Cristina, Lăpuș, Țara Maramureșului, Batin Laurențiu, Giulești, Gogea Matei, Oncești, Petrovai, Comuna Petrova, Chifa Alexa, Poienile de Sub Munte, Bizău Anuța, Bogdan Vodă. Mulțumim frumos și Țării Chioarului, Mătieș Ioan, Mireșu Mare, Boltea Florin, Groș, Vladimir Petruț, Cavnic, Pavel Octavian, Recea și Achim Călin Vasile, Coaș. Iar din Țara Codrului îi mulțumim frumos domnului Mitre Flaviu Dorin, Bicaz și Dragoș Nelu Radu, Gârdan. Le mulțumim frumos și organizatorilor și partenerilor. Aș dori acum să-i dau cuvântul președintelui Consiliului Județean Maramureș, domnul Ionel Ovidiu Bogdan. Bună ziua, dragi maramureșeni, dragi români! Mă bucur că am putut să organizăm din nou, chiar dacă nu este o vreme favorabilă unui astfel de eveniment minunat, însă, indiferent de vreme, Crăciunul este Crăciun, iar la noi în Maramureș îl păstrăm cu sfințenie de sute de ani. Vreau să felicit toți părinții care își învață copiii de mici să ducă mai departe datinile noastre străbune, portul nostru tradițional și să colinde din casă în casă, așa cum se face la noi în Maramureș, cu trăistuța de mici. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi părinți, pe dumneavoastră, pe bunici, pe toți cei care faceți ca Maramureșul să fie un loc special pentru noi toți, pentru toți maramureșenii, pentru toți românii și nu numai. Aștept în Maramureș toți românii care vor să guste din tradițiile noastre străbune, din colindele noastre vechi de sute de ani pe care le ducem mai departe, să guste din bucatele tradiționale pe care maramureșencele le gătesc cu sfințenie de Crăciun și să împletească tradiția, cultura, colindul cu dragostea față de Dumnezeu pe care numai aici în Maramureș o avem. Vă mulțumesc tuturor. Vreau să mulțumesc tuturor coorganizatorilor, primăriilor implicate în organizarea acestui frumos eveniment și vă promit că îl vom duce mai departe, așa cum se cuvine, an de an, pentru că la noi, în Maramureș, Crăciunul este sfânt, la fel ca și nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvânteze Maramureșul, Dumnezeu să binecuvânteze România. Crăciun fericit tuturor și la mulți ani, dragi români, dragi maramureșeni! Mulțumim frumos! Îl invităm și pe prefectul județului Maramureș, domnul Rudolf Stauder, să ia cuvântul.
domnule președinte al Consiliului Județean, preacucernici și părinți, stimați invitați, dragi copii, când vorbești de Maramureș, peste tot în țară, peste tot în lume, îți vine în minte tradiția, tradiția, credința în Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă și astăzi aici, la Muzeul Satului, se păstrează tradiția. Dar deși plouă afară, vedem cu toții că e vreme urâtă, trebuie să ne bucurăm. Trebuie să ne bucurăm pentru că sărbătorim în aceste zile nașterea lui Hristos și trebuie să fim mai buni, mai încrezători în viitor. Când mă uit la dumneavoastră și mă uit la acești copii minunați, mă uit la ochii lor, văd bucuria din ochii lor și mi-aduc aminte și eu de vremea copilăriei, când umblam și eu la colindat. Umblam să păstrăm și să transmitem mai departe tradiția. Vă mulțumesc, domnule președinte, că ați ales să păstrați această tradiție aici, în Maramureș, de a sărbători în fiecare an aici, la Muzeul Satului, nașterea lui Hristos. Vă doresc tuturor să aveți sărbători cu lumină, cu speranță și să dea bunul Dumnezeu ca următorul an să fie un an mai bun, așa cum vi-l doriți cu toții. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos! O invităm pe doamna Monica Mare, director al Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară. Doamne ajută! Vă spun și eu, bine ați venit în satul de pe dealul Florilor, aici unde încercăm să păstrăm ceea ce are Maramureșul și mai frumos, case, obiective tradiționale din toate țările Maramureșului. Nu o să ținem prea mult, am ținut neapărat să organizăm acest eveniment și în acest an, deși vremurile sunt complicate și vremea nu ține cu noi, vreau să spun doar atât, că n-a murit colindul nostru. Se mai poate, se mai poate. La mulți ani, cu sănătate! Mulțumim frumos, îl invităm la microfon și pe viceprimarul municipiului Baia Mare, domnul Doru Dăncuș. Mulțumesc! Aș începe cu o colindă, dar spun așa două versuri. Fie vreme bună, fie vreme rea, în Maramureș să mula colinda. Drept dovadă că sunteți aici în număr mare. Vă felicit pe cei care ați dus această tradiție mai departe și o duceți. Îi felicit pe organizatori. Sunt un pic emoționat pentru că vreo 4 ani de zile am fost și eu părtaș la acest eveniment frumos și împreună cu colegii de la Consiliul Județean am încercat să aducem de fiecare dată câte un element de noutate. Îl felicit pe președintele Consiliului Județean pentru că duce mai departe acest eveniment și nu așa, atâta vreme cât vom fi ancorați în aceste tradiții ancestrale, să știți că Maramureșul nu moare. Doamne ajută și distracție plăcută, Crăciun fericit tuturor!
Eu am zis ceva.